În luna iulie a acestui an s-a lansat în cadrul POR 2014-2020 un apel pentru proiecte retrospective, existând posibilitatea recuperării din fonduri europene a sumelor cu dotarea cu echipamente și aparatură medicală în ambulatorii și unități primiri-urgență din cadrul spitalelor, respectiv lucrările de reabilitare, extindere sau modernizare aferente acestora. În acest sens, consilierii județeni au aprobat proiectul cu titlul Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de urgență în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 7,72 milioane de lei, iar contribuția județului Maramureș este de 0,016% din valoarea eligibilă a proiectului. Sunt două proiecte care urmează unul după celălalt pe ordinea de zi. Le-am mai discutat și le-am mai aprobat la nivel de depunere în cadrul ședințelor trecute. Acum suntem în perioada de precontractare. Aprobăm din nou aceste proiecte. Sunt proiecte pentru care eu vreau să îi felicit. Să felicit în special Ministerul de Dezvoltării, condus de către domnul vicepremier Paul Stănescu, Ministerul Sănătății, condus de către doamna Sorina Pintea. Vorbim despre proiecte retrospective, finanțate din fonduri europene în această perioadă și sunt sume importante de bani pe care diferite unități spitalicești care au cheltuit bani din fonduri proprii în perioada trecută, îi vor putea recupera din fonduri europene. Sunt proiecte frumoase, proiecte care merită accesate, cu atât mai mult cât vorbim despre o cofinanțare insignifiantă din partea Consiliului Județean Maramureș. La solicitarea expresă a Ministerului Sănătății de implicare și sprijin a consiliilor județene în această acțiune, a fost semnat un acord de parteneriat între Ministerul Sănătății, lider de proiect, județul Maramureș, județul Sălaj, Spitalul Județean de Urgență Zalău, Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, Spitalul de Recuperare Borșa și Spitalul Municipal Sighetu Marmației. În data de 7 septembrie a fost depusă o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte pe axa prioritară 8, Ministerul Sănătății având calitatea de lider de proiect.